Salut tuturor, sunt Radu și Nvidia a prezentat zilele trecute noile plăci GeForce 3070 și 3080 și un 3090, vă zic mai încolo de el, și sunt super entuziasmat de primele două. De ce sunt super entuziasmat? Pentru că mi se pare un salt uriaș de performanță față de generația anterioară și asta este foarte greu de făcut. Uitați-vă la alți fabricanți de chipuri că o dau așa mai cu un 20%, un 30%, Nvidia a reușit un salt foarte mare și asta mi se pare că îi face o companie foarte cool și produselor foarte atractive în acest moment. Și acum am decis ceva ce voi zice și aici să rămână pe video. O să-mi iau un 3080. Probabil prin noiembrie-decembrie va trebui să construiesc un întreg PC în jurul acestei plăși video pentru că vechiul meu PC nu mai face față jocurilor moderne. Costă o grămadă de bani, nu zic, dar în copilărie am avut așa foarte multe jocuri care nu mergeau sau mergeau extrem de slab și acum la bătrânețe compensez cumva pentru asta cumpărând un hardware performant. Situația de fapt e un pic mai bună, în opinia mea, o astfel de placă te ține minim 4 ani la performanță maximă, pe mine poate chiar 5 sau 6 ani, deci eu cred că investiția se va amortiza cu bine în timp. Pentru asta ne auzim peste câteva luni, acum însă să vă zic de cele două plăci 3080 și 3070. Ce le face atât de mișto? Păi, în primul rând vorbim de o performanță dublă față de generația anterioară la un preț de două ori mai mic sau chiar și mai mic de atât. Pentru că noul 3080 este mai performant decât un 2080 Titanium, este mult mai performant și costă cam jumătate din acesta. Iată slide-ul din timpul prezentării Nvidia care a declanșat toată isteria aceasta. Scrie acolo că inclusiv placa 3070 este mai performantă decât un 2080 Titanium, cea mai bună placa generației anterioare. Și costă cam o treime, între o treime și jumătate din acesta. Practic toți cei care au cumpărat un RTX 2080 Titanium sau Super sau Classic în ultimele luni plâng acum pentru că au dat o grămadă de bani în plus, puteau să mai aștepte până pe 17 septembrie când se lansează pe piață și ar fi luat o placă mult mai performantă pentru mai puțin bani. Iată de fapt site-ul PC Garage, observați aici că un 2080 Titanium costă între 5200 și 6000 de lei, pe când un 3080 va fi 3500 de lei, iar un 3070 doar 2500 de lei. Deci la 2500 de lei obții performanță superioară unei plăci care costă 6000 de lei în acest moment. O diferență foarte mare de bani. Și apropo, când spun performanță superioară, vorbim la rezoluție 6K jucând la 60 de frame-uri pe secundă, minim, adică nu vorbim de, eu știu, situații pe care nu ai vrea să le întâlnești în acest moment, ci de ce se poate mai bun. Dar chiar e mai bună, chiar este performanța asta, nu știu, aproape dublă, pentru că Nvidia spune că este așa, dar încă nu au apărut de multe teste. Există însă un clip pe net făcut de Digital Foundry care au avut un 3080 de test și au testat în diverse jocuri care se folosesc acum pentru benchmark-uri, adică Control, Borderlands 3, Battlefield 5, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, uh, Doom Eternal și altele, nu au spus frame rate uri exacte, dar au spus saltul de performanță și aproape în toate jocurile saltul a fost de 80% în plus. 80% în plus pentru 3080 față de 2080. Unor 60% dar în cele mai multe cazuri, 80% sal de performanță, o diferență uriașă de la o generație la alta, nu o credeam posibilă, sincer să fiu. De obicei, dacă vine cu un 30% în plus, zici, da, așa e normal de la o nouă generație, 80%. Cum face Nvidia acest sal de performanță? Desigur că prin tot felul de îmbunătățiri mici la arhitectura plăcii, iar această arhitectură nouă, numită Ampere, vine cu un boost foarte mare de performanță la ceea ce se numește randarea DLSS. Adică Deep Learning Super Sampling este o tehnică prin care scena este randată la o rezoluție mai mică, să zicem Full HD, și apoi un algoritm de inteligență artificială știe să-i facă upscaling la o rezoluție mai mare. Și acum veți zice, păi da, dar eu dacă fac upscaling în, nu știu, în Photoshop la o fotografie să-i măresc rezoluția, este o tâmpenie pixelată. Da, ăla e un program simplu de calculator, un algoritm maker de DLSS la care Nvidia a lucrat ani de zile în cercetare și care necesită o astfel de placă super performantă, face minuni. Și zic asta nu pentru că o spune Nvidia, ci pentru că am văzut-o chiar eu demonstrată acum vreun an, am văzut același joc, randat DLSS on și DLSS off, pe două calculatoare diferite și diferențele erau uimitoare. Deci chiar se văd imediat cu ochiul liber îmbunătățirile pe care DLSS le aduce unei imagini. Eș acum Nvidia vine și zice este următoare. Păi dar dacă am folosit noi DLSS în calculul ray tracing, care înseamnă modelarea perfectă a reflexiilor, a razelor de lumină și a modului în care se reflectă din diverse obiecte în, eu știu, bălți, sticlă, geamuri, ochii personajului, ochelari și așa mai departe. Și ce fac ei este fix asta. Fac ray tracing pe o imagine de rezoluție mai mică, mai puțin pixel, cu mai puține raze de lumină, obțin modelarea reflexiilor și apoi o extind la scena întreagă, la scena de rezoluție mai mare, prin DLSS. O idee excelentă, folosită și în seria 2080, dacă nu mă înșel, dar care abia în 3080 este adusă la o capacitate foarte mare, pentru că plăcile din seria 3000 au cam 250% boost de performanță în randarea, în tehnica de modelare de DLSS, să-i spunem. Există și alte metode de creștere a performanței. De exemplu, placa 3080 folosește memoria GDDR6X. Pe când 3070 și generațiile anterioare folosesc GDDR6. Memoria asta 6X, făcută de Micron, poate transfera 2 bits la un ciclu și asta o face nu de două ori mai rapidă, dar mai rapidă față de memoria din generația anterioară. Un alt boost de performanță este obținut printr-un sistem numit RTX I.O., Input-Output, prin care datele sunt transferate din unitatea de stocare, din SSD, direct în memoria video a plăcii. Știți că toată lumea zice acum să instalezi jocurile pe un SSD. De ce? Pentru că jocurile includ texturi foarte mari care trebuie luate din SSD în memoria plăcii și desigur că vrei atunci o unitate de stocare cât mai rapidă. Și problema este că SSD-urile au ajuns atât de rapide încât bottleneck a trecut din nou la procesor care pur și simplu nu poate lua date din SSD la viteza cu care ar putea SSD-ul să îi le Și atunci vine placa video Nvidia și spune auzi șeful, pe procesorule, stai tu liniștit o vreme, lasă-mă să iau eu direct datele din SSD, să mi le aduc în memorie, unde oricum trebuie să le pre prelucrez înainte de a le pune pe obiectele din joc, iar tu și memoria stați un pic mai liniștiți și astfel facem totul mai rapid. E ca și cum ai găsi o scurtătură foarte bună între punctele A și B, în loc să o iei așa pe ocolite, puf, ai direct un salt mare de performanță și de acolo. Și acestea sunt plăcile, repet, 3070 la 2500 de lei, mai rapid decât un 2080 Titanium de 6000 de lei, 3080 la 3500 de lei, mult mai rapid decât un 2080 Titanium de 6000 de lei. Cu aceste plăci, practic, devine, devine uzual, devine mainstream să te joci la 4K și 60 de frame-uri pe secundă cu Ray Tracing activat. Mie mi se pare visul oricărui gamer, adică tehnologia Ray Tracing chiar e uimitoare, am văzut un demo și cu ea on și off și după ce o vezi zici, băi, cum am putut trăi până acum fără reflexii calculate printr-o astfel de modelare precisă? Și acum devine uzual să te joci în astfel de moduri. Eu chiar mă aștept ca aceste plăci să atragă după ele și o creștere a pieței monitoarelor de rezoluții mai mari. Pentru că dacă ai un 3070 sau un 3080, dintr-o dată e păcat să te joci doar la Full HD, chiar dacă în 200 de frame-uri pe secundă. Spunem și de o placă 3090, un monstru de placă, ocupă 3 sloturi în PC, deci ai nevoie de o carcasă uriașă, placă de video, placă de bază compatibilă și așa mai departe. Însă pentru aplicații speciale, pentru randare 3D, pentru modelare, pentru editare video, să spunem, 24 GB de memorie, 7500 de lei dacă nu mă înșel. Permite gaming în 8K și cred că vorbim de 8K la 60 de frame-uri pe secundă și cu ray tracing. Uh, uimitor, dar iată o aplicație a celor televizoare 8K ca despre care tot auzim. Momentan însă nu-mi pas așa tare de această placă, arată un potențial pentru viitor, poate că peste 2 sau 3 generații acele performanțe vor fi pe, nu știu, pe un 5070 din viitor. Momentan însă e mult prea scumpă și prea de nișă ca să ne pese. Cred că în viitor va exista și o placă 3060, cum e obiceiul, dar Nvidia vrea momentan să le vândă peste mai scumpe și cred că vor lansa 3060-ul prin primăvară, eu cred însă că de sweet spot e la 3070 în acest moment și chiar merită upgrade-ul, update-ul de bani până la 3080. Cum vă spuneam, și eu intenționez să fac asta. Prin noiembrie, decembrie, cred că voi construi un PC nou. Aștept să văd ce anunța am AMD pe procesoare și am nevoie și de carcasa, și de sursă și de tot. Tot, nimic din ce am acum nu poate fi reutilizat în afară de un SSD. Asta e. O să mă coste mulți bani, dar uh, na, entertainmentul se plătește că vreți să-mi donați bani sau să sponsorizați acest video, primesc cu bucurie. Mulțumesc că v-ați uitat. Asta a fost clipul meu despre noile plăce Nvidia. Ne auzim la următorul clip. Dați un like și subscribe la canal dacă v-a plăcut. Clopoțelele. Mulțumesc să aveți o zi bună.